criza actuală guvernamentală este o criză generată de toate partidele politice. Partidele politice, președintele trebuia să intervină la un anumit moment dat, criza politică din interiorul partidelor care în momentul de față au alegeri nu trebuia să iasă pe masa guvernului, ca să spun așa. Foarte important, repet, este alt partid, și vreau să nu dau nume, alt partid nu a înțeles importanța banilor sau importanța PNRR 3, pentru că de fapt și de drept acolo este vorba de dezvoltarea rurală. Că prin faptul că sunt partide care n-au primari, nu este problema noastră. Încă o dată repet, PNRR 3 s-a discutat în cadrul coaliției o foarte lungă perioadă de timp. În momentul în care ei nu s-au înțeles vis-a-vis de anumite subiecte, trebuie să trec la masă negocierilor, să discute, să găsească soluțiile optime și să-l pună pe tapet. Nu să se aștepte foarte mult timp, nu să se iasă în presă cu părerile fiecărui. Aici nu există părerile fiecărui. Într-o coaliție există o negociere, după care există cuvântul pe care îl spune cel îndreptățit, în speță, premierul României. Deci consider că toate aceste lucruri nu fac altceva, nu sunt decât exerciții de imagine politică. Din nefericire, nu fac altceva decât să umfle, între ghilimele, anumite partide care, în momentul de față, nu reprezintă pentru România o opțiune politică viabilă, serioasă și care, să zicem, este într-un ce partide vă referiți? Mă refer, de exemplu, în momentul de față, AUR-ul și cu USR-ul, nu văd legătura, din chiar nu văd nicio legătură între ele vis-a-vis de moțiune, mai mult decât atât, faptul că veți vedea, probabil, Curtea Constituțională va da ca neconstituțională această moțiune. Deci, dacă faci ceva, faci ceva ca lumea, eu am un principiu, doi, dacă vrei cu adevărat să faci ceva pentru oameni, nu pui tu interesul politic în față și oamenii mai bine începi. Deci, asta este, să zic, punctul de vedere pe care noi, Partidul Mișcarea Populară, îl avem. Iar, ca idee, considerăm că, în momentul de față, singura soluție care poate să depășească acest impas, deși soluția este, practic, imposibilă, este vorba de alegerea anticipată.